Republica Moldova ar putea primi din partea Statelor Unite ale Americii un suport pentru fortificarea apărării. Declarația a fost făcută de secretarul de stat american Antony Blinken în cadrul întâlnirilor cu oficiali ucraineni de rang înalt, scrie Associated Press. Potrivit oficialului american, SUA va repartiza 2 miliarde de dolari pentru 18 țări europene. Nu se știe încă ce sumă va primi Republica Moldova. Ministerul Apărării ne-a spus că doar banii sunt pentru realizarea reformei militare, consolidarea capacității de apărare și asigurarea participării în operațiuni internaționale de menținere a păcii. Associated Press scrie că acordarea celor 2 miliarde de dolari urmează să fie aprobată de Congresul SUA. Printre țările beneficiare de ajutor se numără Republica Moldova, Albania, Bosnia, Bulgaria, Croația, Georgia și Grecia, inclusiv state membre NATO, dar și partenerii regionali de securitate, care ar prezenta cel mai mare risc privind o potențială agresiune rusă. Un miliard din cele două va merge doar către Ucraina, menționează jurnaliștii străini. Associated Press adaugă cu referire la un comunicat publicat pe pagina Departamentului de Stat al SUA că finanțarea urmează să vină pe lângă un pachet de 675 de milioane de dolari pentru arme grele, muniție și vehicule blindate oferite Ucrainei. Oficialii ruși nu s-au expus deocamdată asupra acestui ajutor, dar anterior Rusia a transmis Statelor Unite o notă diplomatică în care susține că vor exista consecințe imprevizibile dacă Washingtonul continuă să transfere arme Ucrainei. Avertisment dezvăluit după ce președintele american aprobase un nou ajutor militar prin care extindea tipurile de arme oferite armatei ucrainene, relata publicația Washington Post. Precizăm că țara noastră urmează să primească din partea Uniunii Europene 40 de milioane de euro pentru modernizarea armatei naționale și pentru dezvoltarea sistemului de apărare al atacurilor cibernetice. Pe lângă acestea, banii vor fi utilizați pentru achiziționarea dronelor și echipamentelor non-letale. Am solicitat o reacție în legătură cu ajutorul militar de la Ministerul Apărării. Ofițerul de presă al instituției, Maria Ramă, ne-a scris că Republica Moldova va beneficia de ajutor militar din partea Statelor Unite ale Americii pentru realizarea reformei militare, consolidarea capacității de apărare și asigurarea participării în operațiuni internaționale de menținere a păcii. Decizia vine în rezultatul dialogului strategic dintre țara noastră și SUA, în contextul continuării implementării proiectelor de asistență derulate în Armata Națională, a mai spus ofițerul de presă al Ministerului Apărării, potrivit căreia nu se știe încă ce sumă va primi Moldova. Anterior, președintele Maia Sandu a declarat că Moldova este o țară pașnică și așa va rămâne, dar trebuie să aibă grijă de Armata Națională, în special în contextul războiului ruso-ucrainean. Iar secretarul de presă al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov, a spus într-o declarație de presă că Moldova nu trebuie să trateze Rusia ca pe o amenințare. El a subliniat că acest lucru este complet absurd, iar compararea Moldovei cu Ucraina este total nepotrivită.